Ea știe să uimească mereu prin decorațiunile pe care le face, care sunt de-a dreptul desprinse din povești. Și dacă toți suntem în săptămâna Paștelui, să vedeți cum a decorat masa de sărbătoare de această dată Larisa Jetar și echipa ei. Noi avem deja o tradiție frumoasă cu echipa și organizăm așa pentru sufletul nostru niște branciuri sau cine l-a apus în locații frumoase din Republica Moldova și acum ne-am folosit de momentul că totuși această primăvară ne alintă cu flori frumoase. O primăvară mai târzie un pic, dar totuși mult așteptată de noi și uite că noi am găsit așa o locație faină și am vrut să arătăm celor de acasă și clienților noștri că putem savura și un mic dejun, și o cină, și un brunch cu fetele, nu doar în localurile care, din păcate, acum avem restricții, să facem, uite, într-o așa o locație frumoasă. Chiar poate fi și o zi de naștere sărbătorită pe timp de zi, cu o masă aranjată într-o livadă frumoasă plină cu flori. Totuși, haideți să trecem de la mesele copioase pline cu mâncare, să trecem la ceva detalii foarte sofisticate și frumoase și am decis să o umplem cu diferite accesorii, cu diferite statuete de ceramică, veselă frumoasă și să adăugăm lumânări și flori naturale care vor da un farmec mesei noastre. De ce am ales roz? De mult ne doream ceva de primăvară, roz, așa, pentru domnișoare. Și uite, astăzi avem așa o masă de Paște în stil un pic Barbie, dar cu nuanțe foarte pastelate, dragi nouă fetelor. Aici te simți descătușat, aici te simți liber, aici auzi cum cântă păsărelele, uite că am început noi filmarea și au tăcut și ele, sunt atente, dar tu ești într-o libertate sufletească, într-o armonie, tu savurezi acest vânt care adie, mirosul de flori, tu privești și vezi toate culorile, când apune soarele, jocul ăsta de lumini printre crengi și atunci și cafeaua pe care o servești la natură este mai specială. Iată femeia frumoasă pe care ați admirat-o în reportaj. Frumoasă e frumoasă, dar creativă e până la maxim. Tot timpul mă gândesc, oare cu ce o să ne mai surprindă de data asta, Larisa? Salutare, bine ai venit! Salutare, bine v-am găsit, îmi pare bine. Și felicitări pentru ce ai reușit să faci. De fapt, mereu te autodepășești. Încerc și pe voi să vă uimesc și eu să-mi aduc cumva o adrenalină nouă în creațiile noastre. Sunteți în, sau tu de fapt, ai început acest business, că e un business, să recunoaștem. Cu câți ani în urmă? Acum 5 ani. Și care a fost primul accesoriu sau primul decor pe care l-ai făcut tu? Prima nuntă a fost pe malul oceanului, în Portugalia, unde prietenii mei se pregăteau de un eveniment și aflând costurile de acolo, am zis, m-am oferit să le ajut, zic, uite, hai că chiar reușim să facem ceva frumos. Și atunci a fost prima mea nuntă. Am revenit în țară și au mai apelat la mine două prietene că au văzut prin rețele de socializare că, uite, am făcut așa creație. Nu știu cum se primește. Foarte mulți mă întreabă, păi cum? Probabil când începi a crea o compoziție, vine de la sine. Uite, vezi că aici mai trebuie, aici mai adaugi. Prin experiență, prin în fiecare zi că tu experimentezi, vezi aici mai înalt, aici mai josuț, aici flori mai mășcate, de asta și îți vin idei noi. Niciodată nu ai cumva un plan bine așternut pe foaie, cu, uite, 1, 2, 3, astea le faci, improvizezi. Asta și este și diviza echipei noastre, improvizare. De fapt, tu ești profesionist în cu totul alt domeniu. Tu ai făcut studii în... Contabilitate și drept. Ai muncit o perioadă în acest domeniu sau nu, deloc? Absolut. Am făcut doar practica, care era atunci obligatorie când studiam și trebuia să scriem teza de an și doar atunci am înțeles că contabilitatea și viața de oficiu nu este pentru mine și îmi doream foarte mult să creez altceva, să fac altceva, să comunic, să nu fiu legată de oficiu. Am lucrat câțiva ani buni în domeniul vânzărilor, ceea ce mi-a oferit să cunosc foarte multă lume, să cunosc foarte bine orașul, să trec peste bariere
starele de frică de a deschide o ușă, să întreb dacă am nevoie de ceva. Și asta a fost o școală foarte frumoasă pentru a crea, uite, acum o afacere. Acum sunt și contabil, și jurist, de și toate. Florist, așa că da, oricum fac contabilitate. În anii buni în care se făceau nunți, câte evenimente pe an sau pe sezon, cum le socoți tu? Bine, la noi durează și sezonul de iarnă atunci când decorăm casele oamenilor sau oficiile, petrecerile corporative. Deci 2019 a fost pentru noi un an așa însemnat în calendar. Noi am ajuns la 278 de evenimente. Așa, multe erau într-o singură zi. Erau câte zile ați avut în care trebuia să vă umblați în toate părțile? Am avut într-o săptămână 12 evenimente, unde, da, luna august, luna aceea de vârf, unde a fost chiar dificil și vedeam cum echipa mea cedează, dar încercam să-i susțin, deși eram și eu obosită, dar a fost o experiență frumoasă pentru noi și acum înțelegem că nu avem limite, adică trebuie să trecem acea barieră pe care am făcut-o în 2019. Atunci, cu 5 ani în urmă, erai doar tu. Acum, câți oameni ai în echipă? Câtor oameni le-ai oferit șansa să rămână acasă, să câștige bani la ei acasă? Să știi că sunt foarte mândră pentru acest moment, de faptul că văd cum acești copii își realizează și ei visele. Am o echipă foarte frumoasă de 15 persoane, dintre care sunt și studenți și oameni care activează și în alte domenii, arhitectori, profesori, din medicină. Deci mă bucur nespus de mult să văd fericirea părinților când merg să-i felicit sau să iau pe ei de acasă și să zic că, băi, îți mulțumim mult de faptul că unul și-a cumpărat mașină, două fete acum își termină școala auto ca să conducă și iarăși sunt mândre că cumva și-au ogonisit acest bani din câștigul lor propriu. Pentru asta sunt chiar fericită de ce pot oferi eu aici acasă și întotdeauna când mă întâlnesc cu clienții mei, le zic că vreau să creez aici o companie puternică ca copiii noștri să nu plece de acasă, deoarece la rândul meu am fost și eu plecată și știu cât e de greu să fii departe. Eu am fost în America, unde diferența și de ore era dificil să comunici, nu cu prietenii, dar cu familia ta. Este mai dificil ce trăiesc acum toate agențiile și tot ce înseamnă business-urile sau afacerile din domeniul evenimentelor. Anul 2020 a fost așa ca un duș rece, dar stați că anul 2020, parcă sunt indici pe 2021. Ce se întâmplă în domeniul vostru? Am crezut că 2020 o să fie cumva, hai că s-au mai făcut câteva evenimente cu număr mic de persoane. Am crezut că 2021 se deschid porțile și noi vom începe să activăm, însă ne dăm seama că 2020 a fost un an tot bun. Și 2021 deja este un an mai dificil, deoarece simțim că și clienții nu mai cheltuie atât de mult cum cheltuiau înainte, nu își mai doresc flori în case așa cum erau. Poate și își doresc oamenii, dar înțeleg că prioritățile sunt altele. Încercăm să ne ținem pe piață, de aia și facem diferite proiecte, nu doar pentru a cumva câștiga bani din asta, dar a te poziționa și clienții să nu uite de tine, să aducem ceva nou, experimentăm, acum avem posibilitate de a dormi mai mult un piculeț, de a ne crea familii, deoarece atunci nu mai ai timp când activezi în fiecare zi. Să aducem și emoții frumoase echipelor, înțelegem unde putem să creștem, ne ținem puternici. Am noroc de o echipă foarte înțelegătoare și asta mă face fericită. Fericită ai fost împreună cu echipa ta atunci când ați sărbătorit anul trecut. Am fost și noi invitați la acel eveniment și vrem în aceste clipe să revedem unul dintre cele mai frumoase, stilate evenimente în aer liber, pentru că în perioada asta de pandemie soluțiile ar fi să evadăm în natură. Este posibil într-un lan gol să aduci totul. Ea a reușit împreună cu echipa sa.
lumânări, candelabre, muzică și alte 10 de detalii ce fac o petrecere de nota 10. Nu este atât de simplu să organizezi un astfel de eveniment în sânul naturii, dar Larisa Jitar știe cum se face asta și ne-a povestit cum i-a reușit. Evenimentul l-am organizat, cred că într-o lună de zile am pus toate la punct, deoarece nu știam ce o să fie cu această pandemie care ne-a dat în acest an planurile peste cap. Mai greu a fost și cu locația, să o găsim aproape de Chișinău, dar să fie și apusul frumos. Și se pare că i-a ieșit exact cum și-a propus. Oare cine a refuzat să savureze o cină în stil italian sub briza ușoară a vântului? M-am ciocnit și cu acel moment că oamenii, când au auzit că eu fac petrecere, s-au auto-invitat la petrecerea mea, doar că totuși eu am păstrat limita de oaspeți ca să fim precauți. Oaspeții s-au arătat încântați și ei de un asemenea contur al unei petreceri. Ne simțim foarte bine și probabil astea sunt petrecerile viitorului, în cazul în care nu scăpăm curând de toată problema globală care o avem și există. Așa putem avea și distanță socială, nu avem un spațiu care ne restricționează numărul de oaspeți pe care îl putem avea la un eveniment. Este o idee foarte bună, nouă personal tare ne-a plăcut de când am început să intrăm. Da, eu personal aș opta pentru așa o petrecere, nu știu, fratele meu. Eu la fel mă simt foarte bine la așa gen de petrecere și atmosfera este, nu știu, foarte plăcută pentru mine, cel puțin asta este genul meu de petrecere. Cele mai frumoase evenimente sunt cu siguranță cele în aer liber, cu decor, cu multe flori, cu asemenea apusuri care taie respirația. Deci e posibil să aduci într-un câmp și masă, și decor, și muzică, și băutură. Da, e un, poate un pic mai multă logistică, dar atunci când faci socotelile, cred că poate ți iese mai ieftin decât la un restaurant scump. Ah, ce frumos a fost! Ah, oare cum va fi anul ăsta? Deja ai început să te pregătești pentru anul ăsta, da? Trebuie cumva să vă uimim și să aducem ceva mai pompos decât ce aici a fost. 6 ani. 6 ani, să faceți sărbătoare. Dar până la sărbătoarea aia sunt planificate multe alte, hai să nu zicem petreceri sau măcar zone pentru sesiune foto, că noi mai mult pentru așa ceva investim. Să investești în sesiuni. Absolut, da, încercăm să susținem și colegii din fotografie și să ne poziționăm și noi, cumva un mic marketing ca să impresionăm și clienții și cineva să aibă, cei norocoși, să aibă poze mai deosebite decât ceilalți, deoarece totuși Instagram-ul și Facebook-ul acum are nevoie de poze frumoase. Și noi le dăm posibilitatea unilor din clienții noștri care sunt mai curajoși și nu se tem de vânt și ploaie să facă, uite, poze. Da. Uite, noi avem aici câteva idei pentru decorațiunile de Paște. Voi mergeți și acasă și puteți să decorați casele sau mesele oamenilor pentru sărbătoare? Sunt foarte întrebate în acest an câteva compoziții sau accesorii pe care clienții sau merg în vizită la nași, la părinți, mm-hmm, și vor să le facă cadou sau își decorează casa. Da, noi aducem ceva compoziții sau din flori naturale sau adică facem... toate astea sunt naturale. Priviți, florile astea sunt toate naturale. Ele atât de bine arată că ai impresia că sunt artificiale. Nu, astea sunt naturale care țin destul de mult. Pot să stea, dacă mai adăugați și câte un cubuleț de gheață și apă, atunci pot rezista până la o lună de zile în casa noastră. Da. Deci, dacă faci o investiție corectă, ai o bucurie în casă pentru o perioadă mai lungă. Planurile pentru sezonul ce urmează. Se anunță evenimente restrânse, micuțe, ceremonii de oficiere a căsătoriei. Cum se va întâmpla vara asta? Așteptăm să vedem ce restricții sau ce posibilități vom avea de a lucra și, desigur, clienții cer, în acest an este foarte întrebată înregistrarea căsătoriei în aer liber și chiar mulți au văzut, după ce am făcut noi masa în livadă,
că uite, ar vrea și ei așa o cină cu familia, într-un cerc mai restrâns, într-un loc frumos, să fie un bucătar, să fie un catering și ei acolo să-și petreacă sărbătoarea într-un cerc mai restrâns, dar foarte frumos. Adică oamenii, clienții vin la tine, tu le zici de la A până la Z, adică aduci și bucătarii, ai grijă. Absolut. Și de acest lucru. O organizare per ansamblu. Da, compania noastră s-a dezvoltat, a crescut și acum noi facem organizare cap-coadă a evenimentului, ne ocupăm de absolut tot, fix ca în filme. Fetele mele de obicei se fac mișto de asta, cu zic că tu ești fix ca J-Lo, deoarece jetare Larisa J-Lo. Și zic că vii și aici adăugați mai mult roz, aici scoateți mai mult alb. Este întrebat acest serviciu tot mai des. Noi avem și curier care merge să invite și oaspeții la nuntă, îmbrăcat frumos, pentru cine cu flori, pentru cine cu șampanie, și mergem și invităm oaspeții la nuntă pentru tine. Este un serviciu mai nou pentru faptul că tinerii noștri sunt plecați peste hotare și noi invităm aici în acel timp cât ei absentează, invităm oaspeții la nuntă. Mai este și serviciu de cumpărare absolut accesoriilor necesare pentru eveniment, iar avem în ziua evenimentelor avem un coordonator sau coordonator și hostess care întâmpină oaspeții și se ocupă de tot scenariul, și încă un serviciu așa după eveniment, când toți sunt obosiți, noi încărcăm toate produsele, toate cadourile, băutura care a rămas și o livrăm clienților acasă. Ne ocupăm și un pic de zeamă. Mm-hmm. Adică, practic, îți iei toate responsabilitățile, e un fel de all-inclusive. Absolut. Vrei o nuntă sau o petrecere sau un eveniment acolo, sărbătoare. Ai venit la fete, fetele din cap până în picioare te-au organizat, ți-au pus fiecare detaliu pe foaie și atunci ai scăpat. Mă bucur pentru că mersi și mult. În Moldova avem posibilitatea, pentru că de multe ori trebuia omul să alerge de aici, de acolo, și atunci nu mai primești plăcere de la eveniment, dar ești tot doar în alergătură. Absolut, da. Așa. Care a fost cel mai haios moment din cariera voastră? Ce s-a întâmplat? Sau au căzut florile? Sau am avut răsturnat? Am avut din astea. Am avut pe malul chiar primul decor pe care l-am făcut a fost așa, că probabil cineva cu caracter mai slab lăsa și nu s-a mai ocupat de decorațiuni. Fără experiență, am făcut arca bine văzută pe internet, am pus-o pe malul bazinului, dacă era un restaurant pe coastă și se vedea oceanul, și arca a căzut în bazin. Portughezii care erau acolo, chelnerii, nu cunoșteau limba engleză absolut, deci eu strigam cu mimici, am sărit în bazin și strângeam florile. Și cât mergea înregistrarea căsătoriei, tot picura apă din arcă. Deci a fost chiar stresant. Următorul moment a fost la un restaurant de-al nostru, unde arca, din cauza greutății, a căzut și s-a dărâmat toată. Și slavă Domnului că asta s-a întâmplat cu 3 ore înainte de a se începe nunta. Deci atunci noi am trecut toate limitele. Cu o viteză a luminii, noi am fugit după o altă arcă și mireasa nici nu a observat că nu e cea arcă. Deci noi, până a se începe nunta, noi am realizat-o absolut din nou. Și anul ăsta, deci 2020, a fost încă cu o experiență frumoasă, unde noi am făcut un proiect și ne-am cazat în inima carierei la Fetești, pe 3 zile, unde eu am făcut, trebuia să fac drum. Deci am chemat tractoare imense ca să fac drum în carieră, ca să coborâm ușor cu mașinile. Că aveam DJ, mâncare, bucătar, frigidere, decorațiuni. Deci am încărcat 6 camioane și am mers spre Edineț cu corturile și am filmat acolo ceva foarte frumos. Și asta mi-a dat un imbolt că putem organiza și un așa tip de petrecere într-un cerc mai restrâns, cu așa cazare, deoarece oamenii au nevoie de așa un adrenalin sau schimbare de anturaj, nu doar restaurante cu toc înalt, dar au nevoie și de ghete, de a dormi în cort. Și pot să vă zic că dimineața, când te trezești la orele 5, acel ecou de la păsări care se aude acolo,
Deci este extraordinar. Eu nu am mai auzit așa cântare de păsări, de parcă cântau la microfon. Minunat. De fapt, puteți să intrați pe profilul de Facebook și de Instagram la Radecor și acolo să vedeți tot ce s-a realizat în acești ani de când Larisa împreună cu echipa sa. Larisa a început singură, acum are 15 oameni alături de care lucrează și mult mai mulți oameni care rămân încântați de rezultatele făcute. Spor la muncă în continuare, abia așteptăm invitațiile la următoarele petreceri, da. Iar noi o să mergem evident acolo și cu telefoanele și cu camerele de filmat ca să vă arătăm și vouă că se poate și în Moldova, să trăim frumos, să vedem lucrurile un pic altfel și să ne bucurăm de ce avem, de timpul trăit, pentru că avem primăveri nemaipomenite, avem veri frumoase și avem chiar locații care trebuiesc redescoperite.